Da, și mie voie să spun doar înainte să-i mulțumesc domnului academician. Pentru că aici ne întâlnim cu domnului academician. Că suntem sau nu credincioși în afirmarea valorilor morale, ne întâlnim pe o foarte largă cât privește a scoate valori din este sau pe este a folosi în perspectiva mea, trebuie aici putem discuta. Dar oricum vă mulțumesc pentru faptul că ați folosit hedonism contemporan, pentru că hedonism antic, de la o noțiune feminină, a ridicut, era mult mai profund și mult mai frumos decât hedonismul de astăzi. Noi putem fi foarte de acord în cadrul de teologii creștini, ceea ce Epicur gândea prin conceptul de hedonism. Totuși trebuie, dincolo de faptul că trebuie să tolerăm religiile, ce studiem, pentru că oferă fiecare religie de perspective interesante de orare de Dumnezeu, în calitate de creștin ne spunem că una este să cauți, alta este să găsești sau să găsești. Și în creștinismul care vin din zona orare și a spiritualității, unde pun problema în ce măsură eu prezent în ceva sau în cineva devin ceva, privesc lucrurile mult mai cu mai multă grijă. De exemplu, știți foarte bine că noi vorbim de... avem conceptul de Sfânt. Și dacă eu de la Apus până la Răsării și mă gândesc la o Sfântă Teresa de Avila, la o Sfânt Clara Cruci, la o Sfânt Antonie de Padova, sau s-au gândit Sfânta, avem de cel mare, acum, mare, persoane de Dumnezeu de Egipt. Dacă merg mai aproape de noi, sau de aici, să zicem de... deci mă cam aduce, vorbim de Pasfecea Mare, de Gloria de Dumnezeu Cuvătorului, de Gloria de Nisa, mergem mai departe, la Sfânt Serafim de Sarov și la alții. Pentru noi, asemenea, oameni sunt repere pentru ceea ce eu trebuie să ajung în calitate de om religios. Dincolo de faptul că ne declarăm ca religii, nu putem nega faptul că religiile se găsesc într-o concurență. Altfel, noi n-am mai putea vorbi de misiune creștină. Am lăsat, sau înaintașii noștri, secole în urmă, nu s-a fi interesat dacă anumite triburi din Oceania era bine să rămână așa, să se devină creștini. Și totuși, Roma a trimis acolo misionari care au murit până și mâncați de fiare. Dar s-au dus să vorbească despre Iisus Hristos, care prin faptul că a devenit cambiat, ne-a arătat că a crede înseamnă a crede în funcție de faptul pe care te determină să crezi. Și putem trece de la este la trebuie. Un exemplu, mergem un crac, la un zeu crac, și ajungem în fața unei mări. Da? Sau în fața unui rumani. Știu că nu știu să not. Eu în fapt, este o chestie. Sunt pus în situația de a opta pentru valori. Mă rog sau mă opresc. Prin urmare, în unele situații, în cazul creștinismului, nu pornim de la valoarea, de la este al faptului că Hristos a înviat și de aici încercăm să privim cu toleranță, cu înțelegere, dar scuzați-mă sau iertați-mă și cu anumită concurență, faptul că a fi creștin înseamnă a fi egal cu budismul, cu hinduismul sau cu oricare altă religie despre care pot să știu ceva, dar care nu mă duc unde aș vrea să mă ducă, la ceea ce noi numim Sfințenie. Realitatea ontologică în care sunt alături de Hristos și cel înviat etern. Mulțumim tuturor.